Venit la Andreea Berehaut Academy. Începând de astăzi, vom relua lecțiile de istorie, lecțiile de pregătire pentru clasa a 12-a și examenul de bacalaureat. Domnul profesor de istorie Tiberiu Dogaiu, care este profesor titular la Liceul Mihail Cogălnicianu din Vaslui și care este profesor corector la bacalaureat la istorie tocmai din anul 2009, ca și profesor corector la Olimpiade, ne va însoți pentru o bună perioadă de timp, adică până la examenul de bacalaureat de anul acesta, și ne va ghida în tainele istoriei românilor necesare pentru a putea trece examenul. Aceste lecții sunt gratuite, sunt în intermediul Andreea Berehaut Academy și vă așteptăm cu drag, dragi liceeni, atât la ele cât și la lecțiile noastre de alte specialități, mai ales de limbi străine. Domnul profesor? Bună ziua, bună ziua, mă bucur să ne aflăm aici și să reluăm lecțiile de istorie. Anul trecut, știți că a fost o situație aparte, școala a încetat din martie, de pe 11 martie, și atunci am făcut acele lecții în cadrul Academiei Andreea Berehaut. Lecțiile se găsesc pe YouTube, așa că anul acesta nu o să mai facem lecțiile în acel format, ci vom discuta teste de bacalaureat, teste pe capitole. Sunt 8 capitole în program anul acesta, din 9, 9 erau în total, s-a scos doar România în perioada războiului rece, în rest sunt celelalte capitole și noi ne vom întâlni săptămânal, vinerea de la ora 15, și vom discuta câte un capitol pe baza unor teste. Adică vom lucra teste, vom discuta baremul acelor teste și vom încerca să rezolvăm cât mai aproape de ceea ce doresc profesorii corectori. Da? Există o problemă mare cu istoria din cauza baremului, care de multe ori mai dă voie să interpretez, și atunci trebuie un pic discutate niște aspecte. La istorie se pot lua note foarte, foarte mari. Asta este partea bună a lucrurilor. Istoria nu este un obiect complicat la examenul de bacalaureat. Este un examen relativ ușor. Practic, numai pe texte, dacă citiți numai textele și le rezolvați, luați 6,40. Și dacă învățați, luați note foarte, foarte mari. În același timp, se și poate greși foarte ușor și poți să iei notă mică. Se poate greși, sunt anumite cerințe pe care le poți greși. Dar de asta suntem aici, ca să rezolvăm aceste lucruri. Astăzi ne apucăm de primul capitol, Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Vă rog să mă opriți în orice fel de moment și să-mi cereți lămurire acolo unde considerați că este necesar. Eu la acest capitol, este un capitol un pic curicios așa pentru elevi. El nu este deloc un capitol greu și foarte puține lucruri s-au dat până acum, în anii ăștia, de când există această programă, lucruri din romanitate. Au mai căzut eseuri. Eseuri au mai căzut. Și ce probleme identific eu aici? De exemplu, la Romanitatea Românilor trebuie să știm să explicăm de ce Romanitatea Românilor este pusă în discuție de umaniști. Trebuie de asemenea să știm să explicăm motivele pentru care Romanitatea Românilor devine o problemă politică în secolul al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea. Ce se întâmplă atunci de Romanitatea Românilor este contestată? După aceea apar exagerări ale Romanității românilor în secolul al XX-lea, în perioada național comunismului. Este exagerarea din timpul stalinismului și, pe urmă, exagerarea din timpul național comunismului. Prin intermediul acestui test, pe care o să-l facem noi acum, o să răspundem la aceste întrebări. Da? Dacă voi o să mai aveți lucruri, cum să spun eu, pe care vreți să le lămurim, le vom lămuri. Nu prea mai sunt alte lucruri de lămurit la acest capitol. Sunt tot felul de cronicar de învățat, dar nu trebuie să știți foarte, foarte mulți la examenul de bacalaureat. Știți foarte bine că cerințele cel puțin la eseu sunt extrem, extrem de succinte. Haideți să dăm share screen și să începem, da? Înainte de a începe și înainte de a vedea prezentarea, să vă rog, dacă aveți prieteni, colegi,
copiii care sunt interesați de aceste lecții să ne dați un share de pe pagina Andreea Berechaut Academy. Bineînțeles că un like și follow cum se poartă în vremurile astea moderne ne-ar ajuta de asemenea. Vă mulțumim frumos! Bun. Subiectul 1, exact ca la bacalaureat, cu două texte. Haideți să citească cineva, de la mine ca să spargă gheața. Să citească primul text. Cine dorește? Îl citesc eu? Haideți să-l citesc eu. Le citesc eu atunci. Apelând la cele mai diverse modalități de expresie, umanismul țărilor române ilustrează o tematică distinctă, filozofică, istoriografică și juridică, care echilibrează din punct de vedere cantitativ literatura religioasă. Îndeoseb, istoriografia rămâne și în a doua jumătate a secolului un gen amplu, cultivat, întrucât, cantitativ și calitativ, este principalul domeniu al activității intelectuale. Diversitatea genurilor la care aderă autorii, cronici, istorii, jurnale, memorii sau istorii inversuri, și în mod special cultivarea acelora specifice istoriografiei umaniste, atestă o evoluție spre istoriografia modernă. Autorii secolului al XVII-lea, Grigore Ureche în Letopisețul Țării Moldovei, Miron Costin în De neamul moldovenilor și stolnicul Constantin Cantacuzino în Istoria Țării Românești, datorită dezvoltării ideilor perioadei precedente, așează istoria românilor pe fundalul originii sale latine. Istoriografia românească exprimă argumentat și la nivelul unei continuități remarcabile de la Grigore Ureche și Miron Costin la stolnicul Constantin Cantacuzino și Moldovei, Dimitrie Cantemir, prin genuri proprii umanismului, cu un corespunzător spirit critic, ideile originii comune latine a românilor, unităților în spațiu daciei de odinioară, susținute de o conștiință activă de sine. Este vorba de istoria României, scrisă de un colectiv de autori, Bărbulescu, Deletant, Hitchens și Papa Costea. Foarte important de spus, trebuie să citiți textele foarte bine. Nu vă apucați să rezolvați cerințele înainte de a citi textele. Textele să citesc cu atenție, da? Este prima regulă. Dacă nu citim textul cu atenție, putem să greșim foarte, foarte ușor. Bun, cine citește al doilea text acum? Hai, fără frică! Nu dorește nimeni? Bine, citesc tot eu. Dimitrie Cantemir vedea la începutul secolului al XVIII-lea preocupări concordante cu valorile preiluministe. În această sferă de interes a iluminismului timpuriu se înscrie lucrarea geografică a învățatului principe, Descripția Moldaviei, redactată în spiritul școlii germane de cunoaștere a statelor. Aceleași sensibilități culturale aparține opera lui Johann Fildisch, mai dificil aici, precum și lucrarea lui Coleserii, consacrată mineritului din Transilvania. Făcând cunoscute cercurilor științifice realitățile țărilor române, această pleiadă de cărturare evidențiază originea latină a românilor, expunând-o unor mai larg cercuri intelectuale europene. Dimitrie Cantemir, animat de ideea emancipării politice a țărilor române, consacră în istoria Moldovalahica și Hronicon a vechimii româno-moldovlahilor pagini semnificative despre latinitatea poporului român și a limbii sale, sublinind ideea apartenenței acestuia la aceeași civilizație. Principele Moldovei continuă, la nivelul unei savante argumentații, opțiunile umaniștilor din secolul al XVII-lea, conferind ideii de latinitate o formă doctrinară. Este aceeași lucrare a lui Bărbulescu. Bun, și acum haideți să rezolvăm. Primele cerințe sunt banale. Primele 5 cerințe sunt pe text. Da? Numiți lucrarea scrisă de Constantin Cantacuzino, precizată în sursa A. Care este? Hai, răspundeți voi, că eu aici nu mai răspund. Istoria Țării Românești. Istoria Țării Românești, corect. Nu contează cum scrieți. Enunț sau doar așa, da? Deci nu contează. Baremul spune că scrisă oricum se punctează. Pe urmă, precizați din sursa B o informație referitoare la poporul român. Ne uităm, citim sursa B cu atenție și extragem de acolo o informație referitoare la poporul român. Măcar să identificăm unde este, de unde scoatem informația. De la latinitatea românilor sau latinitatea poporului român și al limbii? Exact, exact. Dimitrie Cantemir, animat de ideea emancipării politice a țărilor române, consacră în cele două lucrări, exact, pagini semnificative despre latinitatea poporului român. Bun. Mergem la trei.
menționați statul român și conducătorul acestuia, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. Este vorba despre cine? Dimitrie Cantemir. Este vorba despre Dimitrie Cantemir și țara care este? Moldova. Moldova, da? Există situații în care vă întreabă numiți conducătorii, conducătorul din sursa A și conducătorul din sursa B. Și atunci trebuie să știți ce aveți de făcut. Aici era vorba despre același conducător și aceeași țară. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că opțiunile umaniștilor din secolul al XVII-lea sunt continuate în secolul următor. Aici trebuie simplu scris despre ce literă este vorba. Da? Deci, care literă ne spune că opțiunile, deci care sursă ne spune că opțiunile umaniștilor din secolul al XVII-lea sunt continuate în secolul următor? A. A. Și hai să și identificăm unde spune lucrul ăsta. Ia uitați ce spune aici. Deci încă o dată ne uităm. Litera corespunzătoare surse care susține că opțiunile umaniștilor din secolul al XVII-lea sunt continuate în secolul următor. Principele Moldovei continua la nivelul unei savante argumentații. Opțiunile umaniștilor din secolul XVII. Vedeți la final aici? Vedeți? Da. Da, bine, eu vă înțeleg, pentru că una e să ai foaia în față și alta este să lucrezi aici. Deci nu e niciun fel de problemă. Și acum haideți să identificăm din sursa A legătura cauzală. Există, eu am găsit trei legături cauzale, trei relații cauză-efect. Haideți să le găsim. Una întâmplător, am discutat-o chiar cu elevii de la mine din clasă recent. Deci chiar recent am discutat-o. Cine sparge gheața? Am văzut un datorită ideilor. Exact. Deci te-ai dus exact acolo unde trebuie, acel conector de cauzalitate ne spune foarte clar. Deci când întâlnim așa ceva, este clar că este o legătură cauzală, da? Da, deci datorită dezvoltării ideilor perioadei precedente, așează istoria românilor pe fundalul originii sale latine, da? Bun, hai să mai găsim una. Atenție foarte mare, trebuie să scriem neapărat cauză, două puncte, efect, două puncte. Altfel, nu se punctează, chiar dacă voi scoateți relația cauzală. Ia uitați-vă acolo, chiar la început, în primele două rânduri, găsim o cauzală, chiar dacă nu avem conector. Da, apelând la cele mai diverse modalități de expresie, umanismul țărilor române ilustrează. Exact. Exact. Din cauză că apelează la cele mai diverse modalități de expresie, da, umanismul țărilor române ilustrează o tematică distinctă. Da? Și ar mai fi una. Întrucât cantitativ și calitativ este principalul domeniu al activității intelectuale cauză și efect îndeosebi, istoriografia rămâne și în a doua jumătate a secolului un gen amplu exact. Cultivat. Exact. Întrucât, da, din cauză, da? Întrucât, da? Ia uitați-vă aici, eu le-am scoase, așa le-am scos. Cauză, întrucât cantitativ și calitativ este principalul domeniu al activității intelectuale și efect. Îndeosebi, istoriografia rămâne în a doua jumătate a secolului un gen amplu cultivat. Cauză, datorită dezvoltării, ceea ce ați spus voi prima dată, da? Datorită dezvoltării ideilor perioadei precedente, așează istoria românilor pe fundalul originii sale latine și
Apelând la cele mai diverse modalități de expresie, umanismul țărilor române ilustrează o tematică distinctă, filozofică și așa mai departe. În general, aici nu prea se pierde, însă atunci când se pierde, se pierde tot, se pierde 70% timp. Și asta este problema cea mare, da? Nu este niciun fel de problemă, am mai întâlnit profesori care, vezi, doamne, spun că nu ai voie să scoți două legături, două relații cauză-efect. Poți să scoți și trei. Nu e niciun fel de problemă. În barem, tu ca profesor corector ești obligat să punctezi una corectă dacă o găsești, da? Și mergem la exercițiul 6, care spune așa: prezentați două aspecte din secolul 20 referitoare la romanitatea românilor. Aici deja se schimbă lucrurile, trebuie să cunoaștem informații. Dacă până aici era pe bază de text, din acest moment trebuie să cunoaștem informații. Hai să găsim două aspecte din secolul 20 referitoare la romanitatea românilor. În perioada asta, limbajul românesc este pus accent pe slav, iar la național comunist pe daci. De acord, de acord. Și în perioada interbelică? Care sunt istoricii perioade interbelice, istorici care, cum să spun eu? Vasile Părvan. Corect. Nicolae Iorga și Gheorghe Ibăt-Brăteanu. Exact. Ne putem referi la ei, ne putem referi la ei și la operele lor și la ceea ce au scris ei despre romanitatea românilor și cum au prezentat ei romanitatea românilor. Și la perioada stalinismului românesc. Sau putem să ne referim numai și numai la perioada comunistă, da? Ia uitați cum am făcut eu pe barem. Aici aveți așa. Primiți câte un punct pentru menționarea oricăror două aspecte din secolul 20 referitoare la romanitatea română. Adică dacă doar menționați, primiți două puncte. Câte unul la fiecare menționare. Și pe urmă primiți două puncte. Dacă dezvoltați. Și cum trebuie să dezvoltați? Două puncte pentru prezentarea fiecarei caracteristici menționate, adică o scurtă expunere în care sunt precizate două informații referitoare la caracteristică. Da? Deci, practic, voi trebuie să dezvoltați acea caracteristică un pic. Și eu aici am gândit să vă prezint perioada interbelică și perioada stalinistă. Uitați cum am conceput eu. Istoricii perioadei interbelice au elaborat lucrări care demonstrau continuitatea românilor cu argumente științifice. Vasile Pârvan în lucrarea Getica, Nicolae Iorga în lucrarea sa dedicată istoriei românilor și, nu în ultimul rând, Gheorghe Ibrăteanu în lucrarea O enigmă și un miracol istoric poporul român. Aceștia demonstrau latinitatea și continuitatea poporului român pe baza descoperirilor arheologice și a interpretării izvoarelor medievale. Da? Și pe urmă am vorbit despre perioada comunistă. Aici nu trebuie prezentat cauzal. Aici trebuie pur și simplu prezentat. În perioada anilor 45-47, România a intrat sub sfera de influență a Moscovei. În primii ani ai regimului comunist, istoriografia românească subordonată Moscovei a insistat pe slav și pe contribuția acestora la formarea poporului român. În manualul de istorie al românilor, redactat de Mihai Roller în anul 1947, se nega romanitatea românilor și se punea accent pe rolul slavilor în procesul de etnogeneză. Asta deoarece se dorea înfrățirea noastră cu uriașul de la răsărit, cu Uniunea Sovietică. Da? Bun. Asta este o modalitate de a prezenta. O modalitate de a prezenta. Nu înseamnă că așa trebuie să faceți. Și ultima cerință spune, este foarte simplă, deci practic aici ce aveți un pic mai dificil este șasele. Unde trebuie să știm niște lucruri pentru că altfel... Și la șapte, menționați o caracteristică a izvoarelor istorice care susțin romanitatea românilor în secolul 15. Haideți să ne gândim care sunt izvoarele istorice de secolul 15. Cine le mai ține minte? Izvoarele istorice de secolul 15. Hai să ne gândim la umaniștii secolului 15. Care sunt? Umaniștii occidentali? Da, bineînțeles. Poggio Bracciolini și Silvio Piccolomini? Exact, exact. Poggio Bracciolini... Flavio Biondo, Enea Silvio Piccolomini, Laonic Calcocondil, da, ăștia sunt toți umaniști de secolul 15. Ce spun ei despre romanitatea românilor? Ce spun ei despre strămoșii noștri? Păi, semnalează...
Mai zi o dată când am auzit. Eu? Da, cine a spus? Că nu-mi dau seama. Am spus că afirmă originea latină atâta poporului român cât și limbii. Exact, exact. Aici atât trebuie să spunem. Da? Da? Atât trebuie să spunem. Umaniștii secolului 15 vorbesc despre latinitatea poporului român. Da? Vorbesc despre latinitatea poporului român și despre limba română. Ia uitați-vă, eu v-am nuanțat în bare ca să... Nu vă trebuie așa ceva. Atât trebuie să spuneți, voi. Ia uitați. Menționează latinitatea poporului român. Menționează latinitatea limbii române. Atât. Dar eu am nuanțat ca să vedeți. Poggio Bracciolini a sezizat asemănarea dintre limba latină și limba română. Flavio Biondo relata faptul că românii cu care se întâlnise la Roma invocau cu mândrie originea lor romană. Ennea Silvio Piccolomini introducea în circuitul științific european ideea romanității românilor, iar Laonic Calcocondil cunoștea de asemenea originea comună a românilor. Da? Și absolut toți se refereau la latinitatea limbii și a poporului român. Nu, eu nu doresc deloc să complic, vreau doar să mergem la sursă și pe baza sursei să scoatem informația. Cum vi se pare până aici? Am nevoie de feedback-ul vostru pentru că putem schimba, adică eu sunt foarte flexibil. Se poate schimba, putem face diferit viitoarele ore, nu am niciun fel de problemă. Este în regulă așa, modul ăsta de a explica cerințele? Da. Mie mi se pare ok. Bun. Cu voi la clase, oricum, detaliez lucrurile astea. Facem câte 4 ore pe săptămână. Începând cu săptămâna viitoare, o să reintrăm. Dar bine, pe alte teste. Și mergem la subiectul 2. Ăsta este subiectul 1. 30 de puncte. După cum ați văzut, se acordă 2 puncte la primul exercițiu, 2 puncte la al doilea, pe urmă 6 puncte la al treilea, 3 puncte la al patrulea. La legătura cauzală se acordă 7 puncte. 6 puncte la prezentare și 4 puncte la menționare. În total 30 de puncte. În mod normal, un elev care învață nu are voie să piardă aici absolut nimic. Bine, acum haideți să citească cineva acest text, pentru că eu am obosit. Dați-mi voie să îmi trag un pic sufletul. Hai, un elev de-a meu. Sau nu? Hai, Cosmina, te rog. Romanitatea orientală sau răsăriteană se întinde între Dacia Traiană în nord, Marea Mediteraneană în sud, Marea Neagră, graniță de est. Și în această parte a romanității, romanitatea a evoluat în contact cu populațiile migratoare, a suportat presiunea numărului și a violenței invadatorilor și a rezistat prin superioritatea civilizației materiale, a culturii și a structurilor lingvistice. În secolul 6-7, slavii pătrund în partea de răsărit a Imperiului Roman, în peninsula balcanică. Datorită pătrânderii acestora, romanitatea orientală a fost împărțită și ea la rândul ei în două părți, romanitatea nord-dunăreană și romanitatea sud-dunăreană. La sudul Dunării întâlnim enclavele de limbă română vorbite de aromani, meglo-români, istoro-români și macedo-români. Românii de la nordul Dunării și zonele izolate, numerate mai sus, vor rămâne astfel singura expresie a latinității orientale. Mulțumesc frumos, Cosmina. Mulțumesc. Hai să vedem. Numiți spațiul geografic în care s-a menținut romanitatea orientală. Dacia Traiană. Da. Romanitatea orientală se întinde între Dacia Traiană în nord, Marea Mediteraneană, cum spune textul în sud, și Marea Neagră, granița de est. Bine, textul ăsta este un pic greuț, dar tot am căutat texte destul de complicat de găsit pe romanitate. Precizați pe baza sursei date enclavele de limbă română. Știți ce este aia, o enclavă, nu? Megrino-România, români. Exact. Știți cine sunt aromâni celebri, știți, nu? Gică Hagi. Mona Halep, exact. Este vorba despre românii de la sud de Dunăre, care nu au fost slavizați după
după anul 602. Deci au rămas aceste enclave de român, numai că ei vorbesc o limbă total diferită de limba noastră. Noi spunem că a română este o limbă, este un dialect, nu știu ce să zic. Mie mi se pare că nu înțeleg absolut niciun cuvânt din ceea ce vorbesc ei. Precizați pe baza sursei date motivul care a stat la originea separării romanității orientale de romanitatea occidentală. În secolul 6-7, slavii pătrund în parte de răsărita Imperiului Roman. Exact. Menționați din sursa dată două informații referitoare la populațiile migratoare. În această parte a românității, romanitatea a evoluat în contra populațiile migratoare, a suportat presiunea numărului și a violenței invadatorilor. Exact. Și a rezistat, bine că nu e vorba despre, doar despre populațiile migratoare, da? Aici ar fi două informații sau o informație, ia să ne gândim. Și în această parte a romanității, romanitatea a evoluat în contact cu populațiile migratoare, deci a intrat în contact și apoi a suportat presiunea numărului și a violenței invadatorilor, da? Deci ar fi două informații, nu? Da. Bine, ne putem duce și mai jos și mai găsim o informație și jos. Și ajungem la subiectul ăsta care dă ceva bătăi de cap, ăsta 5, care e foarte simplu. La 5 aveți de formulat un punct de... Deci pe baza sursei date trebuie să formulați un punct de vedere și să-l susțineți cu două informații din sursă, da? Să știți că aici se dau 0, 7 și 10 puncte. Dacă scrii numai punctul de vedere, nu primești nimic. Dacă scrii numai informațiile din sursă, nu primești nimic. Trebuie să scrii punctul de vedere și să-l susții cu informațiile din sursă. Știți foarte bine, scrii punctul de vedere și după aceea spui, susțin punctul de vedere cu următoarele informații. Da? Bun, și haideți să vedem. Haideți să găsim un punct de vedere referitor la impactul populațiilor migratoare asupra romanității orientale. Și acest punct să-l susținem. Aș vrea mai mulți elevi să facă lucrul ăsta. Da, este un pic mai static față de anul trecut. Anul trecut, prezentând, era mai dinamic. Așa că când lucrezi, automat îți dai timp de gândire. Și ăsta e motivul pentru care este mai static. Și a început unul să găurească lângă mine, să renoveze apartamentul. Viața la bloc este uneori tristă. Nu te teme, Tibi, e repetitiv, așa se întâmplă și în live-urile noastre. Este incredibil, deci este incredibil. Ce am înțeles de la studenții noștri internaționali, așa se întâmplă în toate țările, nu sunt probleme. Da. Mai puțin prin satele africane, unde nu există astfel de bor mașini și astfel de polizoare și așa mai departe. Da, să caui alte dezavantaje. Exact. Bun. Putem vorbi? Unde ne ducem? Ia să vedem. Unde ne ducem? În prima parte a textului, când e vorba de romanitatea orientală, care a evoluat în contact cu populațiile migratoare. Da. Deci, în ultima parte a, de fapt, la jumătatea textului trebuie să ne ducem, nu? Da. Punctul de vedere e foarte simplu. Ce se întâmplă ca urmare a pătrunderii slavilor? Ce ne spune textul? Ce se întâmplă ca urmare a pătrunderii slavilor? Romanitatea orientală a fost împărțită și ea la rândul ei în două părți. Exact. Punctul de vedere ăsta trebuie să fie, da? Ca urmare a pătrunderii slavilor, a trecerii slavilor la sudul Dunării, romanitatea orientală este împărțită în două. La nord se formează poporul român, la sud supraviețuiesc anumite insule de latinitate, aceste enclave, da?
Ăsta este punctul de vedere, pe care îl susținem cu informațiile de acolo din text. Ia uitați-vă aici, cum am făcut eu. Am făcut așa, de exemplu. Punctul de vedere este ăsta, cu roșu. Migrația slavilor din secolele... Asta nu înseamnă că așa trebuie să faceți. Voi puteți găsi, aveți vocabularul vostru și puteți face diferit. Eu încerc să vorbesc mai tare ca să acopăr această vormașină. Deci migrația slavilor din secolele 6-7 a fost urmată de separarea romanității orientale în două părți. La sudul Dunării, în urma invaziei, romanitatea este redusă la câteva enclave de limbă română, iar la nordul Dunării se formează poporul român. Da? Punctul de vedere nu trebuie să fie atât de consistent. Puteți spune și mai puțin, ați văzut în bareme cât de simplu este. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: în secolele 6-7, slavii pătrund în partea de răsărită a Imperiului Roman în peninsula balcanică, prima informație. Și a doua informație, datorită pătrunderea acestora, romanitatea orientală a fost împărțită și ea în două părți, romanitatea nord-dunăreană și romanitatea sud-dunăreană. Da? Eu oricum vă pun, nu trebuie să le notați că vi le pun la dispoziție, o să vedem cum, o să vă pun la dispoziție. Am fi putut găsi și altceva la punctul de vedere? Ia să ne uităm. Ia uitați-vă sus, am fi putut face ceva... Ia uitați-vă aici sus. Romanitatea a evoluat în contact cu populația. Am putea să facem un punct de vedere și de acolo, nu? Am putea să spunem că romanitatea a fost afectată de migratori, a avut de suportat o serie de violențe, însă a rezistat datorită superiorității culturii sale. De acord? Da. Deci se poate face și așa și susținem cu informații de acolo. Deci am putea să facem două puncte de vedere pe două informații din acest text. Și acum vine ultima cerință, cea care dă bătăi de cap și care, atenție, se merge pe ideea că dacă nu se vor folosi acei conectori care exprimă cauzalitatea și concluzia, să nu se mai dea nimic aici. Deci trebuie să fiți atenți să folosiți acești conectori. Argumentați pentru un fapt istoric relevant afirmația conform căreia studierea romanității românilor a fost influențată de interese politice. În primul rând trebuie să ne gândim în ce perioadă studierea romanității românilor a fost influențată de interese politice. Am putea spune de momentul în care vine Ceaușescu la putere și duce o politică de distanțare față de Moscova? Bineînțeles că și acea perioadă poate fi folosită. Fără îndoială. Ce mai putem folosi? Bine, Cosmina. Ce mai putem folosi? Despre... Erica, spune. Ai microfonul închis. Ai vrut să spui ceva? În perioada lui Rosler, când scrie. Bineînțeles. Bineînțeles. În perioada lui Rosler, când mai putem să... Ioan Inocheniu Micu Klein. Exact. Deci putem vorbi despre secolul XVIII, despre perioada lui Ioan Inocenție Micu Klein și despre Franz Josef Sulzer. Putem lua secolul XIX, dualismul austro-ungar și Robert Rosler. Sau ne ducem în secolul XX și vorbim despre stalinism și despre național-comunism. Bun. Vreți să vă arăt cum am argumentat eu? Da. Uitați, eu am ales aici să vorbesc despre, în barem, spune așa, acțiunile lui Ioan Inocenție Micu Klein declanșează riposta lui Franz Josef Sulzer. Sau, realizarea dualismului este urmată de teoria lui Rosler. Sau, celelalte. Eu am ales să vorbesc despre Ioan Inocenție Micu Klein și despre Franz Josef Sulzer. Ia fiți atenți. Ăsta este... Așa am început. La finalul secolului XVII, Transilvania intră sub stăpânirea habsburgică. Austriecii întâlnesc în Transilvania națiunile privilegiate și pe români. Și aici folosim conectorul. Deoarece austriecii doresc să atragă pe români de partea lor, le promit acestora drepturi politice dacă trec la catolicism. O parte a bisericii ortodoxe din Transilvania trece la catolicism și formează Biserica Greco-Catolică sau Unită. Fruntașii acestei biserici studiază la Roma, unde intră în contact cu ideea latinității poporului român și încep să ceară drepturi politice pentru românii transilvaneni. Văzându-și interesele amenințate, națiunile privilegiate lansează teoria imigraționistă în lucrarea Istoria Daciei Transalpine a lui Franz Josef Sulzer. Această teorie susținea că românii s-au format ca popor la sudul Dunării. Și acum concluzia. Astfel, putem afirma că studierea romanității românilor a fost influențată de interese politice.
Da? Deci, am făcut cu roșu conectorii. Asta este, nu este mare filozofie. Dacă folosim secolul XIX, povestim ce se întâmplă în secolul XIX, dualism și ca urmare a dualismului românii protestează și așa în această atmosferă este redactată lucrarea lui Robert Rosler. Da? Întrebări aici? Nu. De foarte multe ori la în tezele de bacalaureat găsim punctul 6 liber, nimeni nu scrie nimic. Nu este, cum să vă spun, nu este de lăsat acest punct. Nu este de lăsat, este ceva foarte, foarte simplu. Trebuie doar, nici măcar nu vă solicită foarte, foarte multe informații, ci pur și simplu vă solicită să argumentați ceva. Să argumentați ceva, să explicați cauzal ceva. În cazul de față este vorba despre faptul, trebuie să argumentați afirmația conform căreia studierea romanității românilor a fost influențată de interese politice. Vă rog frumos să țineți minte asta, secolul XVII, românii încep să ceară drepturi politice și uite așa se lansează teoria imigraționistă. Secolul XVIII are loc dualismul austro-ungar și imediat după aceea este lansată teoria lui Robert Rosler, studii românești, cercetări asupra istoriei vechi a românilor. Așa, iar în secolul XX se petrec acele, acele exagerări ale lui Roller și ale lui Ceaușescu. Bun. Și acum mergem la eseu. Să știți că dacă subiectul 1 și subiectul 2, dar nu știu cât de mult o să cadă, un subiect de acest gen este posibil să cadă la examenul de bacalaureat. Un subiect despre romanitate, el poate fi foarte bine îmbinat cu autonomii locale și poate fi îmbinat și cu voievozi. Da? Poți să faci un astfel de eseu fără niciun fel de problemă. Vă citesc despre ce este vorba. La fel, trebuie să citim cu atenție ce ne cere. Elaborați în aproximativ 2 pagini un eseu despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor, având în vedere. Când spui 2 pagini, spui undeva o pagină jumătate, maxim 2 pagini jumătate. Nu vă chinuiți să scrieți 5 pagini. Nu are niciun sens. Și ce trebuie să avem în vedere? Menționarea a 2 izvoare istorice referitoare la conștiința romanității românilor în secolele 7-13, precizarea a 2 izvoare istorice interne din secolele 16-18, care abordează problema romanității românilor și a unui element de continuitate al acestora, prezentarea contextului care a dus la politizarea romanității românilor în secolele 18-19, deja am discutat, și, la urmă, iarăși, acel lucru care dă bătăi de cap, formularea unui punct de vedere referitor la problema romanității românilor în perioada comunistă și susținerea acesteia printr-un argument istoric. Și haideți, acum, nu vă arăt baremul, după aceea discutăm baremul, haideți să vedem 2 izvoare istorice referitoare la conștiința romanității românilor în secolele 7-13. Putem vorbi chiar despre despre tratatul militar strategic în care firește, au fost menționați pentru prima dată românii? Firește, secolul 7, tratatul militar strategic al lui Mauricius. Al lui Mauricius, da. Încă unul, hai să vedem. Gesta Hungarorum scrivea noi. Exact, Gesta Hungarorum, faptele ungurilor, da? Lucrarea, lucrarea atribuită lui Anonymous, da? Mai găsim unul? Mai găsim un izvor istoric extern din acea perioadă? Simon de Cheza. Simon de Cheza, corect, cu Gesta Hunorum et Hungarorum. Mai avem ceva? Ogius Name. Ogius Name, corect. Deci Constantin Cantacuzino? Nu, Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Da. Constantin al VII-lea Porfirogenetul, împărat bizantin de secol X, da? Deci, da. Deja sunt prea mulți, Am vrut să facem așa și o recapitulare, da? Deci, aici aveți numai de menționat 2 izvoare. Bun, cineva mă întreba, cum începe meseul? Că există, se dau 10 sutim pentru această structură. Cum începe meseul? Ce ar trebui să scrie aici? Putem începe cu definiția romanității românilor? Exact. Ce înțelegem prin romanitatea românilor? Exact.
putem vorbi despre asta, sau putem vorbi despre contextul ăsta al retragerii aureliene, ce rămâne după retragere și așa mai departe. Da? Deci fiecare are voie să-și aleagă modalitatea de formulare. Bine, urmează după aceea următoarea cerință, menționare. Deci nu mai menționăm, precizare, la fel. Precizați două izvoare istorice interne din secolele 16-18, care abordează problema romanității românilor și a unui element de continuitate. Hai să găsim două izvoare și un element de continuitate. Am vorbit despre letopisețul țării Moldovei? Da, de acord. Da. Da, așa este. Letopisețul țării Moldovei. Și despre cine mai vorbim? Și despre ce mai vorbim? Dimitrie Cantemir. Secolele 16-18, corect. Despre Dimitrie Cantemir. Deci avem deodată două repere, da? Îl avem pe Grigore Ureche cu Letopisețul țării Moldovei și îl avem pe Cantemir cu Cronicul Vechimei Româno-Moldovlahilor. Hai să vedem ce element de continuitate găsim aici. În cele două opere. Se vorbește despre faptul că românii sunt cei mai vechi locuitori și au o origine nobilă? Se vorbește de faptul că românii sunt urmașii Romei, da? Ăsta este cel mai, important element de continuitate. La Cantemir apare și acea exagerare, dar nu este cazul aici să vorbim despre ea. Știți despre ce este vorba, da? Ce spune Cantemir despre înaintașii noștri? Ne vorba și puritatea latină? Exact. El vorbește. El este întemeitorul acelei teorii puriste, da? El spune că românii sunt urmașii puri ai romanilor. Și această teorie pur latină este apoi, această teorie este preluată de către reprezentanții școlii ardelene. Ați înțeles? Da, deci asta este de ținut minte, da? De ce au făcut lucrul ăsta? Probabil din dorința de a arăta, de a sublinia noblețea neamului nostru. Așa cum văd că se încearcă și acum, dar mergând pe cealaltă linie a dacilor. Această exagerare nu a dispărut, ci mi se pare că în ultima perioadă se accentuează. Faptul că, vezi, doamne, românii ar fi urmașii dacilor și nu urmașii latinității. Bine, să prezentăm contextul care a dus la politizarea romanității românilor în secolele 18-19. Aici, noi am vorbit aici despre secolul 18, da? Despre Ioan Inocențe Micu și despre Franz Josef Sulzer. Hai să ne referim la momentul, la secolul 19. Să-mi explice cineva cum s-a ajuns la politizarea romanității românilor în secolul 19. Ce se întâmplă în secolul 19? Se realizează în anul 1867 dualismul austro-ungar, fapt pentru care Robert Frost a reiat tezile lui Sulzer în anul 1871 și redactează documentul Studii Românești, în care lucrarea vorbea despre faptul că dacii au fost exterminați ca popor în urma celor două războaie, că Aurelian a retras toată populația din Dacia și a mutat-o la sudul Dunării, că cei 165 de ani de stăpânire efectivă nu au fost de ajuns pentru a organiza cu adevărat poporul. Exact. Trebuie să explicăm contextul. Ce se întâmplă? În anul 1800, ai zis foarte bine, da? În anul 1867 are loc dualismul austro-ungar, adică Imperiul Austriac devine Imperiul Austro-Ungar. Ungurii capătă o poziție importantă în cadrul Imperiului Austriac și devenit Imperiul Austro-Ungar și de asemenea anexează Transilvania. Românii au protestat față de această anexare a Transilvaniei la Ungaria și ăsta este contextul în care Robert Rösler reia teoria imigraționistă a lui Franz Josef Sulzer, o reia și o îmbogățește. Practic, oarecum vrea să le
vrea să ne aducă aminte nouă și altora că nu avem de ce să cerem drepturi politice pentru că noi n-am fost aici. Noi am venit din sudul Dunării, da? Ăsta este contextul politic care duce la reactivarea teoriei imigraționiste a lui Franz Josef Sulzer. Bun. Și uitați ce spune baremul. Haideți să ne uităm la barem, pentru că este timpul să ne uităm la barem. Deci am zis aici, primiți câte 3 puncte pentru menționarea două izvoare istorice din secolele 7-13 aici. Este vorba de Strategicon Mauritius, despre administrarea imperiului a lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul, gesta hungarorum, bun, s-au vorbit astea. Pe urmă, 3 puncte pentru menționarea oricăror două izvoare istorice externe, letopisețul țării Moldovei sau DNA-ul moldovenilor sau hronicul și elementul de continuitate, originea romană a poporului român. Și pe urmă, ia uitați-vă aici, 2 puncte pentru menționarea contextului care a dus la politizarea romanității românilor din secolul XVIII, apariția Bisericii Unite și lupta românilor pentru drepturi politice. Deci puteam asta să scriem, dar vorbind-o un pic mai sus, n-avea rost să o reluăm. Sau dualismul austro-ungar. Și primiți 2 puncte pentru menționarea contextului și primiți 3 puncte pentru prezentarea contextului. Adică puteți primi 5 puncte aici. Primiți 2 puncte pentru menționare și 3 puncte pentru prezentarea acestei prevederi. Și despre ce este vorba? O scurtă expunere în care sunt precizate 2 informații referitoare la politizarea romanității românilor și se utilizează relația cauză-efect. Haideți să citim ce am scris eu aici. În mare ceea ce a spus Cosmina. În anul 1867 are loc dualismul austro-ungar, care a însemnat, printre altele, și anexarea Transilvaniei de către ungari. Elita politică românească a protestat prin redactarea pronunciamentului de la Blaj în anul 1868. În acest document se respingea ideea anexării Transilvaniei la Ungaria și se cerea recunoașterea autonomiei provinciei în cadrul Imperiului. În acest context, în anul 1871, are loc lansarea lucrării Studii Românești a lui Robert Rosner. În aceste lucrare sunt reluate și îmbogățite ideile lui Franz Josef Sulzer, și anume că dacii au fost nimiciți în urma războiilor cu romanii. Aurelian a retras toți locuitorii provinciei în anul 1271. Românii s-au format la sudul Dunării între albanești și slavi, de la care au preluat, de la aceștia preluând anumite cuvinte și ortodoxia. Ideile lui Rosler au fost combătute cu argumente de ordin logic de către Adex Enopol, lucrarea teoria lui Rosler, studia asupra stăruinței românilor în Daci. Și m-am oprit. Și m-am oprit pentru că este suficient. Am făcut o scurtă expunere în care am prezentat 2 informații referitoare la politizarea romanității românilor și am utilizat și relația cauză-efect. Poate cineva să-mi găsească unde am utilizat eu relația cauză-efect? Adică am explicat cauzal. Unde? În acest context, adică în urma faptelor. Și aia, corect. Da. Merge. Nu ați utilizat și acolo, în această lucrare sunt reluate și îmbogățite ideile lui. Păi care ar fi cauzalitatea? Acolo nu. Ia uitați-vă aici. În anul 1867, dualismul austro-ungar, are loc dualismul austro-ungar care a însemnat anexarea Transilvaniei la Ungaria. Din acest motiv, elita politică a protestat și a redactat pronunciamentul de la Blaj. Da? Aia este una. Și alta legătură cauzală este asta pe care ai spus-o tu și pe care eu nici nu am văzut-o. Așa este. Deci, în acest document se respingea ideea anexării Transilvaniei la Ungaria și se cerea recunoașterea autonomiei provinciei. În acest context are loc lansarea lucrării Studii Românești a lui Robert Rosner. Deci, înțelegeți despre ce este vorba? Voi aici, toate eseurile de bacalaureat au această cerință. Această cerință este un pic mai complicată, da? Trebuie să faceți o prezentare în care să folosiți și relația cauză-efect. Iar dacă voi prezentați gândind lucrurile astea, nu este niciun fel de problemă. Bun, și ultimul lucru, și cu asta încheiem. Ați obosit? Nu. Eu am obosit un pic, să știți, pentru că e foarte tehnic. Deci cei care se uită la noi probabil că au abandonat de mult. Deci nu este nimic spectaculos. Am spus-o de la început. Sunt niște lucruri foarte, foarte tehnice. Da? Dar examenele așa se iau cu note mari. Nu se iau cu povești. Formularea unui punct de vedere referitor la ultima cerință. Formularea unui punct de vedere referitor la problema romanității românilor în perioada comunistă și susținerea acesteia printr-un argument istoric. Deja am vorbit lucrurile astea.
Dar haideți să mai repetăm. Să formulăm punctul de vedere și apoi să-l susținem prin un argument istoric. Cum ați formula voi un punct de vedere? Putem spune că problema umanității romilor în perioada comunistă a oscilat multe de influența pe care țara suferea, că în perioada stalinismului românesc se dezvoltă că era vorba de slavi, iar în perioada națională comunismului era vorba de daci. Foarte bine, foarte bine. Deci punctul de vedere ăsta trebuie să fie, într-adevăr, te poți referi numai la perioada stalinismului românesc. Tu ai zis, le-ai luat pe amândouă și foarte bine ai făcut, deci poți, într-adevăr, așa să spui. Poți să spui că în perioada comunistă, problema romanității românilor a fost abordată diferit în funcție de anumite interese. Da? Și pe urmă argumentăm. Și ia uitați cum am făcut eu. Atenție foarte mare aici. Primiți un punct pentru formularea oricărui punct de vedere. Și 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere. Punctul de vedere trebuie susținut exact ca la exercițiul 2.6. Adică prin prezentarea unui fapt istoric relevant și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia. Da? Și uitați cum am făcut eu. Am zis așa. Romanitatea românilor, ăsta este punctul de vedere. Romanitatea românilor este mistificată în timpul regimului comunist din diverse motive. În etapa stalinismului s-a pus accent pe rolul slavilor în procesul de etnogeneză al românilor. Iar în perioada națională comunismului se accentuează rolul dacilor. Și cum susțin asta? Am mers pe... n-am mai vorbit despre perioada stalinismului, că deja este vorbit mai sus. Și am zis așa. Din 1965, conducător al României devine Nicolae Ceaușescu, deoarece acesta continuă distanțarea față de Moscova. În plan istoriografic, tezele lui Roller sunt abandonate, punându-se accent pe rolul dacilor în formarea poporului român. Vedeți acest deoarece? Da. Elementul de arată cauzalitatea. Factorul roman era minimizat și era considerat asupritor. În 1974, Edgar Papu publică în revista culturală Secolul 20 un eseu intitulat Protocronismul românesc, susținând prioritatea cronologică românească în cazul unor inovații europene. Folosește ca exemple învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care ar fi anticipat literatura barocă europeană, îl consideră pe Dimitrie Cantemir ca un scriitor romantic, iar pe Mihail Eminescu ca pe un predecesor al existențialismului și sociologiei. Concluzia lui Papu este că protocronismul este una dintre trăsăturile dominante și definitorii ale literaturii noastre în context mondial. Ideea a fost imediat adoptată de regimul comunist al lui Ceaușescu, care a încurajat și amplificat discursul cultural și istoric, afirmând superioritatea culturii autohtone în fața oricărei influențe străine. Așadar, putem afirma că, și uitați-vă aici, că am uitat să termin. Deci, așadar, putem afirma că romanitatea românilor a fost mistificată în perioada comunistă. Ați înțeles? Ăștia sunt conectorii, așa prezentăm finalul. Și asta este și concluzia eseului. Nu trebuie să mai facem o concluzie. Unii țin neapărat să mai facem. Ce concluzie să mai facem? Ai încheiat cu acest eseu. Bun. Și aici, pentru asta primiți, pentru partea științifică primiți 24 de puncte, iar pentru ordonarea și exprimarea ideilor primiți 6 puncte. Primiți 2 puncte pentru limbajul istoric, primiți 1 punct pentru structurarea eseului, cu introducere cuprins concluzie, primiți 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice, logice, și 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. Da? Ăsta a fost subiectul pe care eu l-am gândit pentru astăzi. Hai să vedem dacă există întrebări din partea voastră, dacă aveți nelămuriri pe care ați vrut să le discutăm astăzi. Vreau să vă întreb doar dacă nu scriu neapărat în opinia mea la opinia de la eseu e ceva, că la simulare mi s-a scăzut pentru asta și nu știu. Dar nu văd de ce s-a scăzut, mie mi se pare asta aberant, adică poți să scrii în opinia ta,
Dar foarte mulți știi ce fac? Scriu în opinia mea și nu mai scriu nimic după. Păi aia nu e opinie. Opinia este, opinia este asta de aici. Da? Așa, eu așa gândesc. Aici este marea problemă a istoriei, din păcate. Unii profesori gândesc, cum să spun eu, că așa e corect. Eu gândesc că nu trebuie neapărat spus în opinia mea. Poți să spui în opinia mea și după aceea, dar ce opinia ta? Că de fapt nu este opinia ta, este tot... Nu? Este tot ceva pe sursele astea, că nu este opinia ta, că tu nu ești cercetător ca să ai o opinie despre asta. Ia să ne uităm aici. Poftim? Aveți voie să formulați construcții de genul se pare că? Nu. Nu aveți voie. Nu. Merge pe lucruri, pe certitudine. Istoria nu se scrie decât pe lucruri certe, sau cel puțin credem noi că sunt certe. Da? Deci asta este opinia. Da. Poți să spui, știi, nu te costă nimic să spui. În opinia mea, romanitatea românilor este mistificată în timpul regimului. Dar nu văd de ce s-ar scădea. Aici mai este o problemă, știți? Profesorul corector s-ar putea să nu găsească punctul de vedere. Și voi atunci, de asta mulți cer asta, știți, să spuneți, în opinia mea, punctul de vedere. Da? El poate să nu-l găsească în momentul în care citește, e obosit. Să știți că sunt... ai momente când ai 100 de teze de corectat și poți să fii obosit și poți să ai o scăpare. Nimeni nu este perfect. Nu este test grilă să pui șablonul și să dea rezultatul corect. Da? Corect. Este subiectivă la istorie. Este foarte subiectiv. Dar credeți-mă, note foarte, foarte mari se pot lua. Nota 10 nu o poți să garanta nimănui. Este foarte greu de luat nota 10 pentru că ține de anumiți factori, cum ești în ziua respectivă, cât de inspirat ești, peste ce corector dai și așa mai departe. Am avut mulțumiri de la copiii pe care ai pregătit online, gratuit, și care au spus că datorită ție au luat 10 la bacalaureat la istorie. Deci nu este imposibil. Acești copii, nu mai vorbim de elevii tăi. Noi îți mulțumim din suflet pentru lecția de astăzi. Cred că a fost foarte de folos prezentarea pe care ai făcut-o și testele pe care le-am ascultat cu toții. Ne vom vedea data viitoare, vinerea viitoare, tot la ora 15, cu o altă lecție de istorie pentru bacalaureat, pregătire gratuită. Cu ce titlu, Tiberiu? Vom vorbi despre secolul 20 între democrație și totalitarism. După aceea facem Constituțiile, da? Iar după Constituții vom aborda cronologic restul temelor. Da? Adică autonomii locale cu voievozi, secolul 20 cu politica externă, da? Secolul 20 de la proiect politic la realizarea României mari și apoi politica externă în această perioadă și la final vom vorbi despre comunism. Dar aici așa fac, întâi cu romanitate, după aceea secolul 20. Puteți, de exemplu, dacă știți că facem secolul 20, puteți să vă scoateți anumite lucruri, ceea ce voi... aveți nelămuriri, oricum, este foarte ușor și acolo. Caracteristicile statelor democratice, practici democratice, caracteristicile statelor totalitare, practici totalitare, cam asta este. Nu este deloc dificil, este mult mai ofertant capitolul 2. Ăsta primul e foarte sec, așa, foarte... mă plictisește și pe mine, teribil. Da, păi pe voi. Mulțumim. Trebuie să-l învățăm pentru BAC. Mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea ta de a învăța copiii și mulțumim și copiilor care au participat astăzi la lecția noastră. Eu vă mulțumesc. Extraordinar de bucuroși când vedem acești tineri ai noștri interesați și vrând să lucreze, vrând să meargă mai departe, să-și ducă numele cât mai departe. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați să distribuiți lecția dacă sunteți interesați și, bineînțeles, știți voi, like și share Academiei Andreea Berechaut. O zi bună!